Dar acum nu mai vreau să trăiesc în minciună, oameni buni. Vreau să mă eliberez și să spun lumii adevărul. Da, dansul este viața mea. Și dacă există un om pe lumea asta care să înțeleagă sentimentele mele profunde pentru merenghe, salsa, mambo și așa mai departe, este... Cred că sunt haios azi, așa mă simt. Maria, s-a haiosă? Deci nu râzi din complezență. Chiar râzi haiosă? Vine să-l iau în brațe și să-i plâng pe umăr. Wilmark, care este acum aici împreună cu soția lui Ioana. Bună ziua! Bună, Ioana! Bună. M-am simțit pur și simplu ca la psiholog, am vrut să fac această destăinuire. Mamă, dar viața mea. Foi de mine, te-ai întins? Ia uite-te aici că eram bun și pe breakdance. Aha. Deci fii atent, breakdance. Toți banii mei din liceu așa? Au fost dați lui Shaolin de la Târgu Jiu, așa-l chema pe băiat. Pentru geaca asta? Nu, pentru geaca asta, stai de la Irina Voina. Și am mulți bani. Dar mă duceam, fii atent, așa bluza treia să ai, pa, okay. Și mă duceam la el în sufragerie, eu și încă doi colegi de clasă, și începeam să facem pa, pa, pa. Oh, bravo! Mamă! Ceva, ceva a rămas. Haide, mai te felicit! Eu aveam o notă pentru balet, dar ți-o dau ție. 10. Aplauze pentru Cătălin! 0-1. Lata, dacă am luat 10 de la Wilmark, dansul chiar e viața mea. Petrișor, fii sincer. Sincer. La breakdance am fost un pic cum trebuie. De nota 10. Deci chiar am fost de 10. De. Bă, când publicul aruncă cu pantofi în tine, înseamnă că succesul e garantat. Da. Să-i mai iei tu peste o săptămână. Nu, să știi că îți voi explica gestul lui. Te rog frumos, pentru explică. Pentru că în lumea dansului... Să nu spui că era un gest nobil ăsta. E un gest nobil. În lumea dansului, când aruncă un dansator cu pantoful lui de dans, e că te apreciază foarte mult. Iartă-mă, Petrișor! Păi dau și pantofii mei. Dai și tu pantofii lui. Așa, da. Ia, bă, Petrișor. Ia. Au căzut pantofii. Perfect. Bă, după cum poate observa, nu sunt marțafoi, am șosete. Marțafoi. Ia uite, nu știi povestea cu marțafoi? Nu. Dacă ai gleznele goale... Ai gleznele goale? Nu le ai ca ai... Oarecum? Ah, ți se vede mărarul de pe picior? N-ai văzut? Nu știi ăla? Nu, nu, nu. Cu Dana Budeanu. Auleu. Ce? Dana Budeanu, că dacă n-ai, zici, o rapie... Trebuie să fie epilat. Nu, e mai complicat, las că-ți explic după aia. Nu ești mafiot. Hai, noroc. Am ratat-o pe asta. Gata, s-a făcut liniște. Ioana, ești surprinsă de talentul meu de dans? Deloc. Deloc. E invidioasă, oameni buni. Și de fapt nu că e invidioasă, dar o ceartă Wilmark acasă. O să-i zică, bine mă, Ioana, apreciez pe altcineva? Adică doar eu trebuie să fiu în centru atenției. Avem o școală de dans de câți ani? 20 de ani. 20 years, oh my God. Foarte, foarte mult timp. Foarte, Doamne, mult timp. Băi, Wilmark, cu 20 de ani n-aveai părul alb. Când ai început școala de dans. Când ne-am cunoscut noi, așa, când ne-am cunoscut un pic după, așa, erai tu la așa. Al televizor, așa, părul negru, creț, cărlionț, iubita mea mi-a linta, ceva de genul? Cuib de berze. Cuib de berze. Mă rog, între timp, Wilmark a făcut 20 de ani cu școala de dans, s-a și însurat, s-a și albit. Acum nu știm dacă albit de la însurătoare sau de la școala de dans. Bă, ce să fie? Cred că amândouă, mai... nu știu, de la însurătoare nu cred. Eu cred că am aport, cred, da. cred sigur. Acum amândouă, că apar problemele și copiii și... Cel mai mult, nu, când au venit copii, cred că deja eram alb complet. Am avut grijă. Deci Ioana este, cum să spunem... Vrei să te oxigenezi? Vrei să schimbi culoarea părului? Ioana te poate ajuta. Pe oricine. Perfect. Ioana, dacă se poate un pic, poți și pe negru? Pot și pe negru. Pe negru, da. Uite aici, vedem imagini foarte frumoase. Aha. Și cu copii, cu Lucas și cu... Joaquin. Da, te uiți acolo Joaquin. De... Joaquin, da. Joaquin. Am vrut să pronunț, da. Fii atent, am o întrebare și aș vrea să fii sincer cu mine. Ce îl menține pe un bărbat tânăr? Dansul sau soția?
Soția. Mujeres. Da, mujeres, da. Clar. Nu, a spus soția. Mujeres înseamnă femei. Deci te rog, deci, nu ai mai folosi la cuvinte. Ai grijă la cuvinte. Exact. Rar tu să fii. Deci, deci femeile e una, soția e mai multe. Așa. Așa este. Da, pe mine de ce m-a schimbat aici când am zis la gimnaziu? Iar da. Uite, ca să te laudăm, deci, ca să te laudăm. Exact. Școala de dans, ce puteți să ne spuneți? 20 de ani. 20 de ani, nu, și într-adevăr, mare la portă în toate lucrurile acestea, deși Ioana nu e prea de acord cu ea la început. Na, s-a crescut și s-a dezvoltat în cadrul acestei familii, familia Riso. Am adus un lucru care nu exista pe vremea aceea, am încercat să ajungem... Chiar ai fost primul care a făcut o școală de salsa. Da, nu exista. Ne aduc aminte, era așa ceva foarte nou. Deci eu veneam pentru petrol și gaze. Veneam să studiez la Facultatea de Petrol și Gaze. Am făcut studii în Arta datorită tatălui meu. Tatăl tău senzațional, l-am cunoscut aici la emisiune, un om fabulos. Așa. Artist. Și datorită lui am început. Hai că dans, hai că pian, hai că canto, hai că diverse. Și când am venit aici, veneam să mă ocup de studii, atât să mă întorc în Columbia. Gaz și petrol în România. Exact. Când încep să mă duc în cluburile, să ies, să fac și zic, băi, stai așa, aici ne lipsește o chestie. Lumea era supărată, era toamna, ții minte, își bagau pâine aici la braț și mergeau așa. Zic, mama, nu! Lumea tot supărată. Zic, hai să aducem un pic de veselie, hai să aducem soarele mare și palmier la oamenii care vor să se bucure de așa ceva. Și da, a avut mare succes, chiar ne-am bucurat. Și în continuare, ca să-ți fac un resumat, toți anii ăștia ce se întâmplă... 20 de ani, mamă, 20 de ani, uriaș. Se întâmplă foarte mulți dansători care au crescut la noi, foarte mulți campioni naționali, foarte... Adică 20 de ani, ce înseamnă performanță, da. La urma urmei. Că e vorba de oameni care, exact cum spui tu, au reușit să devină și campioni, să fie cunoscuți și să-și facă un job din... România are deja un dublu campion mondial. Chiar a fost cursantul nostru și a ajuns deja să fie cel mai bun. Mai bun decât portoricanii, mai bun decât columbienii, mai adică bun decât cubanezi. Mai bun decât oamenii care... Mai bun decât la origine. Cu asta așa. Ține minte, căutați acolo Radu Manole. Nu? De la școala ta a învățat. A plecat la noi la școala de dans, după care a crescut. Acum se pregătește cu internațional. Radu Manole. Felicită, Radule, și poate într-o zi ne întâlnim la emisiune. O să le aducem aici. E, face studii iarăși cu un instructor de al nostru, Catalin, care este campion național. Deci povestea cu dansul e lungă, numai titlul și titlul. Ideea este că o familie frumoasă unde ne hrănim cu asta. Ioana, pentru tine cum a fost cu... Știai să dansezi că l-ai cunoscut pe Ulmar? Că aveai vreo treabă cu treaba asta? Nu, deloc. Eu l-am cunoscut la școală la el. Și... să dansezi nu înseamnă numai să miști picioarele, trebuie să ridici brațele, să ai puțină grație. Și când mă cerea să ridic un braț sau să fac o figură care eu nu eram comodă, refuzam. Și atunci, fiind singura cursantă care refuza și influențeam și pe celelalte să adică nu facă, le stricai și pe celelalte. Așa, a trebuit să se ocupe de mine. Și atât de bine s-a ocupat că, uite, el profesore, făcea o grămadă de probleme. Imaginează să un grup de 30 de oameni, primul rând era grupul ei. Și ok, acum ridicam brațul, nu știu ce. Eu nu pot să fac așa ceva. Și hai, te rog frumos, Ioana, hai să ridicam brațul așa. Nu, eu nu pot. Fetele celelalte lângă ea. Nici noi nu putem. Și am început, da, după cursuri îmi tot spunea, poți să rămâi puțin, mai arta figura respectivă, știi, te rog, că uite-i comod, uite ce bine stă, o faci bine, ai încredere. La o bine, cafea, mai și la au trecut 17 ani de când te-ai căsătorit. Mai și plăca bine atunci. Că plăteam cursurile, măi. Cum? Bine, am plătit cursurile mult timp. Da. Deci... adică începeți o relație și plăteai și cursurile. Da. Vreo două luni după relație, după începerea relației, tot plăteam cursurile. Am vrut să văd dacă e serioasă. Corect. Omul profesionist până la capăt. Adică, bă, meserie, dragostea, dragoste. Exact asta am vrut să spun și eu. Adică să nu se confunde. Exact. Altă viață, mi se pare firesc. Oricum, sunteți o familie foarte frumoasă și 17 ani de când sunteți împreună. Asta contează cel mai mult. Mulțumesc. Mult succes cu școala. Acolo te uitai la cerere în casătorie. Primii instructori pe care i-am avut la școala. O să-i vezi, e o listă mare. Ionuț Sanfirescu, Lisese Costin, Bodo, cine mai era? Olivia Popa, care a fost campioana națională. Poate, știi ce? Andreea, campioana națională. Poate veniți odată cu elevii, cu copiii de la... de la dans. Poate veniți cu toată familia voastră de la dans aici să facem niște dansuri. Venim.
Venim. Asta da. Asta pot să-ți promit. Astăzi vreau să vă presim, din păcate nu pot să vă presim, dar vă anunț astfel încât să mă compromit cu voi să vi aduc un nou show pe care l-am creat. Se numește Dracula, Contele Dracula. A fost ideea Ioanei. Zice, băi, visiunea ta, care este visiunea ta asupra acestui lucru? Am vorbit cu Ișman Bogdan, da, care este unul dintre fabulos. Da. Dintre cei mai buni coreografi pe care i-am cunoscut și am zis, hai să ne băgăm în proiectul acesta. Și a ieșit o chestie minunată. E pentru mine, după părerea mea, cel mai frumos show pe care l-avem. Deci când ne putem face aici la emisiune? O să-l facem, o să-l facem. Perfect, îl mulțumesc mult de tot. Ioana, dă-mi voie să te îmbrățișez. Multă baftă și să fiți fericiți. Mulțumim. În continuare, Wilmar. Mulțumim mult de tot.